Bă, dar Rusele, tu iar mai adus la concurs de construire, ce mai construim de data asta? La atac, soldat, la atac! Ce la atac, bă, ce fac, bă, dar Rusele, suntem, bă, unde, bă, la atac, ce mai, bă, tu nu mai adus la concurs de construire, tu unde mai adus, bă, dar Rusele, ce sunt, ce căutăm noi aici? Fetele la fale, da, mă, și că fetele, vin o leacă, ce concurs de construire mai adus mai aici, ce facem, casă de o singură culoare, cum adică casă de o singură culoare, mă, ce înseamnă asta, ce e, bă, dar Rusele, de ce, nu-ți mai place nou versus pro, vrei să facem altceva, ce e asta? Așa, tu ești cu roșu. A, adică tu spui mie că noi trebuie să construim o casă cu culoarea albastră și tu cu culoarea roșie, dar Rusele, și care face mai frumos. Deci facem practic roșu versus albastru, dar Rusele, stai puțin, pe și stai, ia, ce mai iar mai ia, ce mai aici? 100 de lei, 100 de lei. De, bă, dar Rusele, stai puțin, bă. Bă, nu mai, bă. Bă, dar Rusele, lasă hornul ăla sau ce suflet tu acolo, bă, dar Rusele, tu câți bani mai ai, mă? Așa de curiozitate, când văd că iar ai pus 100 de lei. Bă, dar Rusele, ai pierdut o grămadă de ori, dar Rusele, câți bani mai ai? La mod cel mai serios. Bă, cum adică, bă? Am câștigat 1000 de lei de azi. Cum adică am pierdut? Da, ai câștigat, bă, dar Rusele, tu ce visezi mă acolo? Bă, ce faci, bă, tu înseri asta? Deci fii atent, dar Rusele, tu ai zis că astăzi facem o casă? Bă, du-te, bă, la tine, dar Rusele, că deja mă enervezi. Du-te pe partea ta, dar Rusele, că deja mă enervezi. Hai, pleacă. Bun, deci, dar Rusele, să înceapă concursul acum, sunt pe partea mea, dar Rusele, tu ai zis că trebuie să construim cu o singură culoare, tu cu roșu pentru că e culoarea ta favorită și eu cu albastru pentru că e culoarea mea, practic, cum avem noi aici astea chestiile astea așa frumos. Și eu acum trebuie să caut, practic, prima oară dacă vreau să fac ceva cu albastru, trebuie să caut aici blu, să iau toate chestiile astea de aici de care cred eu că m-ar ajuta, dar Rusele, ce mă, ce? Eu te bat la orice culoare, roșu, albastru, galben, da, mă, ai, da, dar Rusele, mă basu, deci fii atent, dar Rusele, deci, da, mă bas la orice, hai să te văd, dar Rusele, dacă tu vrei să facem mai multe culori, dacă oamenii se abonează și dau cât mai multe like-uri, să facem 200 la acest videoclip, dar Rusele, da, facem și cu altceva, gata, dar Rusele, nu mai țipa peste, eu vorbesc acum, dar Rusele, vorbești și tu, gata, dar Rusele, vorbești, te las, mă, tine să vorbești, ce ai tu, dar zici că văd că ești prea emoționat, bă, dar Rusele, bă, gata, mă, ce faci așa, ești nebun, dar Rusele, ce ai de la tri? Eu o să-mi pe modul trahar și o să câștig, ok? Că da, te pui pe modul trahar, dar Rusele, după ce că nu te auzi, dar Rusele, tu mă întrerup, dar Rusele, și tu nu te auzi, te întrerup că ai microfon la 2 bani, dar Rusele, ai și netul la 0 bani, dar Rusele, deci tu ai net de la 3 case distanță, dar Rusele, tu nici n-ai net, tu folosești de la vecini, hai gata, dar Rusele, deci fii atent, mi-am lăsat aici câteva materiale și pot să mai aleg și de prismarin pentru că e albastru, deci tot ce ține de albastru, eu pot să construiesc, dar Rusele, asta înseamnă că eu o să te bat, dar Rusele, pentru că eu o să fac cel mai șmechere chestii, 100%, deja mă apuc aici, hai mă, dar Rusele, chiar sunt curios, deci fii atent, dar Rusele, că nu, bă, lasă-mă să vorbesc, dar Rusele, deci fii atent, suntem aici la o casă de nou, nu suntem la casă de nou, dar Rusele, asta e treaba, că nu faci casă de nou, casă de pro, facem doar o rundă și facem aici o casă super, super șmecher, dar Rusele, trebuie să faci din prima ceva super, super șmecher, bine, dar Rusele, tu nu ești obișnuit să faci chestii șmechere, te înțeleg că niciodată n-ai făcut nicio chestie șmecheră, dar Rusele, dar aia, acum fii atent, facem aici, pe ce, de ce să fiu nesimțit, dar Rusele, spune și mie, ai făcut vreodată vreo construcție șmecheră, mai șmecheră decât mine? Da, mereu, bă, mereu. Da, mereu, nu, n-ai făcut mereu, dar știi când ai făcut la modul cel mai serios? Ai făcut mișto atunci cu baza aia secretă, în rest ne-ai mai făcut și ultima oară, ultima, și data trecută ai făcut mișto, dar Rusele, dar data trecută, dar Rusele, nu prea ai respectat tema, pentru că noi eram la casă pe insulă, dar Rusele, și tu făceai zici că erai în pădure, dar Rusele, nu știu unde erai tu, erai la munte, dar Rusele, tu erai cu gândul în altă parte. Bă, dar Rusele, eu m-am apucat aici, de făcut aici, fac o mică chestie aici, nu știu ce fac, sincer, fac ceva random, să vedem ce o să iasă din ce în ce mai bine aici, sincer, dar Rusele, chiar nu știu cum să mă aștept la ăsta final, dar spune și mie ce faci tu acolo, că chiar e curioasă toată lumea, ce faci tu, dar Rusele, dacă te descurci, dacă faci ceva șmechea, dacă te-ai apucat deja. Da, m-am apucat deja și fac o casă foarte faină, o fac, eu făceam eu în copilărie. Ba, mamă, când mă, acum un an, acum două zile, dar Rusele, când în copilărie? Păi, tu stai, Rusele, tu ai 0 ani, cum adică, ce înseamnă asta, ce copilărie aveai tu? Păi, fete, păi cum adică? Așa e, la modul ce mai serios. Deci fii atent, dar Rusele, eu deja m-am apucat aici, fac o mini casă momentan, bine. Fac așa o schiță, nici nu știu ce să fac, sincer, dar Rusele, chiar mai luat așa pe nepregătite, mai luat pe nepregătite. Cum adică nici tu? Păi și atunci de ce mă mai chemat aici, dar Rusele, dacă nici tu nu știi ce să faci? Că mai luat pe nepregătite și nu știu ce să fac aici. Eu știu. Ce știi? Păi ai zis că nu știi, cum adică? Acum știi, în fine, nu mă mai interesează treaba asta, dar Rusele, eu deja m-am apucat aici, fac ceva super, super șmecher, dar nu este doar atât, pentru că vreau să fac mai multe case, probabil fac un sat sau ceva de genul, habar n-am, nu știu ce să fac, sau poate fac o extind pasta, habar n-am, sincer, chiar nu știu ce, o să mă aștept într-un final, dar fac mai multe chestii și prin părțile alea pe lângă. Mă, ce faci, mă, tu acolo, dar Rusele, tu iar numeri, iar faci calcule? Mamă, ce bine că n-am auzit. Bă, dar Rusele, cum te-ai gândit tu să faci mă acolo? Cum faci acolo? Ia spune-ne și nouă, ce faci tu la casa aia? Cum o faci? Eu deja am făcut și acoperișul, dar Rusele, la ea, adică eu mă descurc aici, fac eu, nu știu, fac ceva așa random. Tu ce faci acolo? Te descurci sau? Da, băi, eu
chiar mă descurc foarte bine și sunt gata să te bat. Ești gata să mă bat? Bine, mă, dar să zic, chiar sunt curios ce o să faci tu, pentru că eu pot să zic că aproape sunt gata. Bine, nu sunt aproape gata, pentru că pe lângă casă fac mai multe chestii, dar să le trebuie să fac și interior. Trebuie să fac multe chestii, dar în general așa cred că chiar sunt gata. Dacă mă uit așa ia cum arată, mamă, da, nu mi se pare sincer foarte wow. Dar o să iasă ceva șmecher, pentru că eu vreau să fac aici, uite, ceva de genul așa, o intrare foarte șmecher, eu zic că dă bine așa. Și așa, mamă, pe și cum punem o ușă, dar să le nu mai punem ușă, că nu e nimic cu o ușă cu albastru, dar să le ce? Ah, ba da, există, mamă, ce perfect. Hai că m-am ales bine, dar să le taci, nu mai râde că există ușă cu albastru. Aici mă pun să fac toate. Ce păcat, mă, dar să le, deci fii atent. Mamă, cum arată aici, dar să le, bine, nu arată ea cea mai mișto momentan, dar rezultatul final eu zic că o să arate super tare, pentru că o să fac foarte multe chestii aici. Și spune-ne și nouă, dar să le, cum o faci? Faci casă medievală, modernă, ce casă faci? O, bă, o fac așa pătrățică frumoasă. Pătrată, am înțeles, da. Pentru ce? Gadgeturile mele. Ce gadgetul ai, mă, dar să le, ia spune-ne și nouă, Chiar ne-ai făcut curios, pătrăț. Bun, bă, dar să le, deja mi-am ales câteva materiale. Am stat dar să le, să găsesc. Nu știu dacă ai găsit și tu ce îți trebuie, dar să le, pentru că trebuie să faci totul cu roșu, dar să le, eu cu albastru. Dar eu pot să zic că fac aici, am găsit niște materiale cât de cât ok. Ce dar să le? Da, mult să la frate să găsești, bă. Cum, adică, eu aproape termin casa, fraiere. Ah, da, mă, dar să le, te știu pe tine și ce faci, că faci ceva foarte nașpa, dar să le, ce termini acolo, că nu faci absolut nimic mișto. Păi, dar să le, nu trebuie să faci doar casă, faci chestii pe lângă, dar să le, faci o grădină, faci mai multe chestii, nu trebuie să faci doar o casă. Ce înseamnă asta? Păi, n-am făcut deja grădina. Ce grădină? Bă, ce? Bă, dar să le, tu mă copiezi, că eu fac așa mereu. Tu de ce mă copiezi? Dar să le, simți, tu acum mă copiezi, nu faci ca mine. Uite, normal că trebuie să faci după mentorul tău, dar să le, după Las că o să vedem noi, fraiere. Bine, mă, dar înțeles, zici că ce te fac eu acum, nu știu ce o să vedem, chiar sunt curios la ce te gândești tu, ce o să vedem. Mamă, dar vezi că arată chiar genial chestia asta așa aici, dar înțeles, dar acum, mamă, bă, nu mai... Bă, nu, dar o să le, nu mai cânta că ne dai copyright, dar o să le, la cât de bine cânti. Nu, nu cânti absolut deloc bine. Nu cânti bine, da. Nu cânti bine deloc, dar o să le, taci odată că ne, te faci, bă, ce faci, bă? Mi-a ajuns la fire club, că cânt urât. Bă, dar o să le, crezi că o să fie de acord cu tine, crezi că ce o să zic acum? Ah, nu e adevărat, așa o să zic, nu, că nu e adevărat, că cânti foarte bine tu, dar o să le, ce, da. Mami, că dai judecat, ok, abă, Rafale, hai, bilitul, fraiere. Păi ce, mă, cum adică să mă dea, mă, judecată? Bă, du-te, mă, dar zile cu minciunea asta, dar e... Bă, dar zile, a mea e foarte șmecher încât eu am și diamante, dar zile, pentru că tu n-ai cum să ai diamante. Tu o să stai cu Reston, dar zile. Ce, mă, îmi cumperi toate mie diamante, dar zile, ia cumpără-mă mie acum diamante, ia să te văd. Cam așa arată momentan casa mea momentan, pentru că fac mult mai multe chestii, dar am făcut aici o mică grădiniță, am făcut aici niște stâlpișuri așa cu lumină, intrăm aici foarte frumos în casă și cam așa avem tot. Avem aici un armor stand cu toate chestiile, aici patul foarte frumos, designul aici, chiar îmi place, scrieți și voi acolo în comentarii dacă vă place. Și aici bookshelf cu astea pentru că enchanting touch, dar să le lasăm să vorbesc. Enchanting table, uitați, are albastru aici, bookshelf-ul am și el albastru și eu zic că ar merge să bag aici pentru că altfel era prea gol, sincer, dar aici vedeți că mi-am pus și o masă aici foarte frumos și ce vrei, dar să le, ce vrei să spui? De ce? Nu stai. Culoarea ta înseamnă pipi și culoarea mea înseamnă sânge. Adică? Deci eu am viață și păi tu n-ai viață. Păi seama tu, dar să le, tu când tu-l faci albastru, când te duci la baie, tu faci albastru? Cum adică? Nu! Păi ce? Păi da, eu albastru-l fac. Pișul meu, pipi meu. Dar o să le, nu cred că să mă uită nimeni în momentul ăsta la videoclip, deci toată lumea o să iasă acum după videoclip din vina ta, dar o să le, la cum te aude lumea, dar o să le, doamne, deci mă și enervez, dar o să le, și eu așa și la modul cel mai serios. Bun, acum, dar o să le, fii atent. Eu am făcut aici acasă, nu știu ce să mai fac pe lângă, de fapt, știu, dar o să le, ce mai fac pe lângă, pentru că în momentul de față vreau să fac un mic campfire. Și în partea cealaltă, dar să le, vreau să fac și eu o mică piscină. Mă apuc în partea asta, zic, să fac eu campfire-ul ăsta. Ce, mă? Cea mai frumoasă ea. Piscinuța mea e cea mai frumoasă, da. Bă, ce, mă, dar să, bă, stai puțin, tu faci și tu piscină, bă, ești nesimțit, dar să le, de ce mă copiezi? Nu, bă, ești nesimțit, eu nu te copiez, eu doar cântam. A, doar cântai, aia că e bine, aia că e bine, dar să, deci fii atent, fac aici un mic campfire, de fapt, aici, dar să le, uite, arată super tare locul ăsta, dar să le, eu zic că arată genial, sincer. Ce am făcut eu aici momentan, zic că arată cât ok, sincer, dar fii atent, dar să le, o să, bă, dar să le, ce o să vezi tu aici, dar să le, n-ai văzut în viața ta, dar să le, pentru că eu fac ceva super șmecher. Ce e, mă, greu, dar să le, tu nu mai știi să mai construiești, tu m-ai adus aici și tu nu mai știi să mai construiești, nu-i așa? Ba da. Cam așa arată campfire-ul, dar să le, eu zic că am făcut totul bine, bă, dar să le, da, acum am apucat să fac o piscină și spune-ne și nouă, dar să le, că chiar nu ne-ai spus absolut nimic din ce faci și așa de secret, dar să le, că nu te-am auzit absolut nimic să ne zici ceva. Ce faci tu acolo, dar să le? Bă, Rafale, tu nu trebuie să știi că tu ești NAP și eu sunt Dansen 2012. Și tu ești, dar să le, păi nu e vorba de mine, dar să le, trebuie să știi oamenii care se uită la clip, că oamenii acum se întreabă, bă, oare ce a făcut Dansen 2012, că știu că am făcut, adică lumea zice, bă, știu că a făcut ceva foarte urât, dar chiar sunt curios ce a făcut, sincer. Hai, mă, zi, dar să le, ce faci acolo, ce faci acum, acum, momentul ăsta, ce faci tu acolo, în momentul ăsta, acum? Eu încerc să fac o
masă. Ce masă faci, bă? Tu ce faci, mă, Darusele? Bă, Darusele, bă, trebuie să faci o casă, ce masă? Sau ai făcut casă? Ce masă? Spune-ne și nouă, ce masă facem? Casă sau unde? Da, nu, fac o masă ca să ia pe mama ta la cină. Doamne, Darusele, hai să... Bă, dacă o sun acum, și o pun să vorbească cu tine, vorbești? Da. Bine, hai să te văd. Bă, Darusele, aproape am terminat piscina, trebuie să mai pun apă și trebuie să fac pe aici, bă, de sub, pe lângă, Darusele, pentru că trebuie să facem fiate. La o piscină trebuie să ai și tu pe unde să stai, să ai un șezlong, să ai niște chestii, Darusele, și la asta trebuie să mă ocup eu acum. Bă, dar cum să facem cu apa asta aici? Cred că fix așa trebuie să fac. Ok, bum bum bum, Darusele. Bă, Darusele, dar spune-mă și mie, ce faci tu acolo, Darusele? Chiar toată lumea curioasă ce faci tu. Eu fac matematică, Rafale. Lasă-mă pace, că e greu, frate. E greu să fii cel mai bun builder. Da, cel mai bun. Cel mai bun builder, Darusele. De ce e greu să fii cel mai bun builder, să te bagi cu cel mai slab? Ce înseamnă asta? E greu pentru mine, Darusele, să mă bag cu tine că îmi dai durere de cap. Nu e așa? Asta vrei să spui, nu? Nu, Rafale, tu, fiantă, Rafale, eu am făcut cea mai bună casă, Rafale. Așa? Și eu să câștig ăsta, eu să câștig 100 de lei, eu să câștig toaleta de aur, eu să câștig snifărigul, eu să câștig canalul tot YouTube. Tu o să câștigi, tu o să câștigi de toate, Darusele, dar nu o să câștigi absolut nimic, pentru că nu ai cum să câștigi ceva, Darusele. Păi da, ce? Bun, am terminat piscina, acum trebuie să mă ocup de exterior pe aici, să facem și noi frumos, Darusele, ca și cum stai și tu la o piscină, te relaxezi, dar bă, Darusele, spune-ne, bă, Darusele, chiar nu vrei să ne spui deloc ce faci tu acolo, spune-ne și nouă, că eu acum fac și... Ia spune, ce faci tu acolo, ce faci? Fac o casă așa, sexy, frumoasă, pentru gagicuțele mele, să vină cu ele. Da, vii cu toate gagicuțele, Darusele, dar când îmi prezint și mie una? Că chiar sunt curios, Darusele, că totul zici așa în continuu, dar tu n-ai prezentat niciuna. Dă-o, tu zici că ai, că nu știu ce, când ai prezentat una? Pe mama ta, bă, mama ta e vezi. Doamne, Darusele, ce glume de grădiniță ai, pe bune, să vede că ești copil. Bă, Rafale, tu chiar crezi că eu glumesc cu tine? Nu, Darusele, nu glumești, e adevărat tot ce spui, toată lumea crede, Darusele, chiar adevărat tot ce spui, Darusele, ai dreptate tu, Darusele. Bun, și acum m-am pus pe mut, deoarece nu vreau să audă Darusele ceea ce vă spun acum, pentru că eu am făcut aici, am terminat tot, cred că cam atât, nu cred că mai fac absolut nimic, chiar eu zic că e ok, totuși ce am făcut aici, nu cred că o să facă, Darusele, ceva mai șmecher de atât, dar din câte ați văzut, cam tot ce ați văzut pe aici, nu vă mai explic, dar hai să vă explic ce e și cu barul acesta. Pentru că vedeți că am făcut aici un mini bar aici și avem și un villager vânzător, dar dacă intrați pe aici prin spate, urcați aici și vă întrebați oare ce puteți face, zicem, săriți aici și cam aia e. Am făcut și o trambulină, cum s-ar spune, că nu mai știu cum se mai numește, așa să sare în piscină direct o chestie de asta și e foarte tare, nu știu, scrieți voi dacă vă place. Acum, hai să vedem ce a făcut Darusele, să-l întrebăm, să vedem dacă a terminat, că eu am terminat, nu cred că mai fac absolut nimic. Eu zic că am făcut mai mișto decât el 100%. Bă, Darusele, eu am terminat, sunt la jumate, deja te aștept aici, Darusele, te aștept de câteva minute bune, Darusele, dar tu ai terminat, mai termin, cât mai ai de făcut, ce-i, mă, faci? Ce tu faci acolo? Eu m-am puțin, vreau să fac o surpriză și na. Da, ce surpriză, Darusele, că acum stai și mănânci sau ce? Ai ce, Darusele, ce e cu scuipatul la gură? Că nu, Darusele, eu nu înțeleg absolut nimic din ceea ce vorbești și absolut nimeni nu înțelege, Darusele, vorbește și tu mai clar. E perfect, e perfect. Da, e perfect. Hai, lasă că deja mai șenere vezi, Darusele. Hai că gata, ai terminat, hai să mă uit. Păi, fiate, Darusele, hai vino repede aici. Ba, ai terminat, mă, bă, vino, bă, nu te uita, bă. Bă, stai mult jos, Darusele, vino aici. Bă, nu, stai puțin, nu te uita, bă. Bă, deja te-ai pus de. Bă, Darusele, vreau să te întreb așa foarte ușor, bă, ești nesimțit, de ce vii așa repede? Darusele, deci fii atent. Cam așa arată construcția mea, totul aici, vezi că ești în partea cealaltă. Dacă vii tu ușor, Darusele, ce faci, mă, ce te-ai oprit acolo? Ai rămas surprins de ce am făcut, Darusele? Ia uite, îți place ce? Ia uite, fii atent. Deci cam așa, hai să-ți prezint. Bă, vino, bă, aici, bă, Darusele, unde te-ai dus? Mamă, bă, Gigele, dă-o bere. Bă, Darusele, bă, stai puțin, bă, vino aici, Darusele, așa din exterior, ceea ce vezi tu aici, ce note îi dai tu așa, ce vezi din exterior, toate lucrurile astea, bă, genul, vezi că am făcut o casă aici, aici un campfire și aici o piscină cu un bar, dar, Darusele, e o chestie foarte secretă, încă nu ți-o zic, ce vrei, mă, ce? Bă, spune, mă, bă, Darusele, spune ce părere, bă, nu sparge. Bă, Darusele, mă copiezi? De ce să te copiezi? Da, ca să am șoase la casa mea și am așa la final. Păi, cum ai, mă, la casa mea așa, Darusele, că tu ai făcut cu roșu, cum ai la casa ta așa? Așa, chestia asta sus. Păi, Darusele, stai puțin, că chestia asta așa am făcut-o mereu. Tu, mă, copiezi pe mine. Ai uitat că în episodul trecut m-ai copiat de la prima construcție. Bă, dar hai să fii atent, Darusele. Bă, Darusele, ai răbdare. Bă, ce-și, mă, așa, bă, Darusele, vino, mă, afară, că te-am întrebat ceva, Darusele. Cum, bă, Darusele, tu îmi dai dureri de cap. Eu sunt, bă, Darusele, nu mă mai joc niciodată cu tine concurs de construit. Nu mai vin niciodată, că deja mă enervez, Darusele. Punem ce note îi dai tu la ce am făcut eu pe aici? Da, bă, arată-mi casa, cum adică? Păi, bă, eu te întreb acum ce notă dai la exterior, că tu arăși interiorul, dar zi exteriorul. La exterior, mama, arată să cad de Halloween și mie îmi place Halloween, deci îți dau nota 8. Bă, doamne, mamă, e în premieră, de ce ați auzit? A zis Darusele nota 1000, nu mi-a mai dat niciodată așa. Bă, Darusele, tu chiar ești sigur, ești Darusele? Sau eu, cine ești tu? Da, bă, ți-am dat nota 8. Mersi, Darusele, dar fii atent, că e o surpriză aici la barul ăsta. Vezi barul ăsta cum are aici acoperișul, vezi? Da.
Fii atent, dacă vii aici în spate, dar să le iau, uite, urci așa și de aici sar direct în apă. Nu mai știu cum se mai numește chestia asta, dar sar direct în apă, dar să le și cam așa e. Dar să le, ce părere ai tu de chestia asta? 3, 2, 1. Și ce, bă, ce fai, mă? Bă, ce fai, bă, ce? Doamne, dar să le, tu nu știi să sar nici în apă. Bun, dar să le, și a venit momentul să te invit în casa mea, dar să le, ai grijă, bă, ce fai, mă? Ce-mi dai, mă, mie asta? Ce e cu asta? O să avem nevoie la casa mea, o să avem. Da, dar o să avem nevoie la casa ta, eu nici nu mai văd, dar să le, mi-ai pus să tu nu vezi că stă pe ochi, fii atent, dar să le, fii atent, cam așa arată casa mea în interior. Ce părere ai tu din ansamblu așa? E faină. Bă, 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 ce gata asta aici, mă, ce gata asta aici? Bă, ce cum adică, bă, de ce mi le șterg? Bă, vrei să mă duc acum? Ia, mă, că o duc eu și șterg toată aia ta. Bă, de ce mi-ai șterg să stai? Ești nesimțit? De ce mi-ai șterg să stai? Da, dar nu sunt albastre. Cum că avea albastru? Ești nesimțit, dar Rusele, cum n-avea albastru? Uite-te puțin, dar Rusele, era albastru. Cum adică nu era albastru? Uite-te puțin, are albastru. Uite-te, dă-te la o parte să-l pun. Uite, nu vezi albastru în colț? Ăsta e albastru. Și aici e tot albastru. N-are prea puțin. A, pe are albastru. Nu, ce contează? Trebuie să ai albastru. Doar vrei să-l las gol așa? Ce mai puneam aici în casă? Ce? Tu vrei să-mi spui? A, dar să tu stai puțin. Tu ce apă? Bă, ai de simțit? Doamne, bă, dar să mă și enervez, bă. Bă, dar să le, deja mă enervez, dar să le. Hai, zim, ce că ai văzut și interiorul? Nu mai zic absolut nimic despre casa mea. Chiar sunt curios ce ai făcut tu, dar să le, dă-mi așa o notă. Deci exterior ai zis că îmi dai nota 8, așa în interior tot nota finală ce notă îmi dai? În interior îți dau nota 5, că nu-mi place. Uite așa frumos cu cercurile. Da, pe ce că stai puțin, ci că îți dau nota 5. Uite așa frumos cu cercurile astea. Pe dar să le, ai zis că e frumos. Cum adică îmi dai nota 5? Bă, dar să tu. Da, am mistură cu cercurile astea că m-am. Da, bine. Hai, mă, dar să nota finală. Eu vreau să aud nota finală de la tine. Nota finală vreau să aud de la tine. Bă, Rafale, eu îți dau nota 7. Bă, bine, eu nota bună. Eu nota bună, dar să le, chiar sunt curios ce ai făcut tu acum. Hai să mergem și la tine să-mi prezint, dar să le. Deci chiar sunt curios ce ai făcut tu, dar să le, și ia fi atent, vino puțin. La modul cel mai serios. Bă, unde plecăm? Deja te-ai dus acolo. Crezi că ai făcut mai mișto decât mine? Da. Dar tu ai făcut, bă, fii atent, eu am făcut și casa, am făcut și pe lângă. Tu ai făcut pe lângă sau te-ai ocupat doar de casă? Și ce cu linia aia de acolo? Bă, linia asta e ca să-mi vezi casa, ca să știu unde îi. A, fii atent, hai, 3, 2, 1, că deja mai enervez. Ce e, mă, asta, bă, dar Rusele, ce ai făcut aici și ce grădină? Ce ai făcut aici? Mă, ai și pisică și câine, dar Rusele, și acum e întrebarea mea. Câinele ăsta ți se pare care are vreun pic de albastru? Uite, pisica are la ochi, dar câinele ăsta ți se pare care are vreun pic de albastru? Nici garda nu i-ai pus albastru, dar Rusele. Asta are, dar chiar cu roșu, am uitat, dar Rusele, păi da, și pisica asta are ceva roșu. A, da, uite, are, da, mă, da, dar Rusele, ai respectat, bravo, bravo. Vreau să văd ce ai făcut tu aici, mă, dar Rusele, bă, da, ce, mă, ăsta, ce e ăsta? Spune și mie, ce e ăsta aici? Ignoră. Bine, ignor, hai, o să văd la final, ia, ce e aici, ia, să intru înăuntru și ce ai făcut? Mamă, dar Rusele, 2, 4, mamă, bă, dar Rusele, dar eu nu înțeleg nimic, nu știu, e foarte urât ce să vede aici, dar, ia, mă, ce ce, mă, ăsta, ce mi-ai făcut aici? Mi-ai pus, ce mi-ai pus? Dar Rusele, spune și mie, eu de ce văd aici, de ce nu văd roșu? Văd albastru, văd verde, văd pink, roz și negru. Unde e roșu? Da, da, tu nu știi, never judge a book by its cover. Doamne, dar Rusele, te-ai apucat și de engleză, ce? Vrea-te-mi de afară, vreau să facem amândoi primul care ajunge câștigă, 100 de lei. Hai, bă, deja mă și enervez, nu mai facem nimic, chiar ce ai? Bă, doamne, bă, doamne. Doamne, nu mai vreau să mai fac niciun concurs cu tine. Scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că a câștigat, că 100%. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.